direct, Elena Udrea nu a fost adusă nici până acum în România. La 5 zile distanță de la decizia definitivă, bulgarii nu au trimis încă documentele necesare pentru ca poliția română să declanșeze procedurile. Ea va fi dusă la penitenciarul Târgșor. Surse din penitenciar au declarat în exclusivitate pentru News-ului CNN că Elena Udrea ar putea să ceară protecție specială. Ținând cont de faptul că Elena Udrea este un fost ministru și fost politician și beneficiază de un tratament oarecum mai bun decât ceilalți deținuți din penitenciarul Târgșor. Un tratament mai bun datorită funcțiilor politice pe care le-a avut Elena Udrea. Ea ar putea să ceară inclusiv protecție, astfel încât să nu aibă foarte mult contact cu alte deținute fără un statut similar cu al ei. O să aibă dreptul să iasă în curte să se plimbe 2-3 ore pe zi. Camera în care o să stea o să aibă mobilier, pat și chiar un telefon fix cu care Elena Udrea o să poată să țină legătura cu familia și apropiații. Are dreptul la 10 convorbiri telefonice, în total o oră pe zi. După perioada de carantină de 21 de zile, Elena Udrea ar putea să împartă beneficiile cu 7 deținute, spun surse din ANP. Camera îi va asigura minim 4 metri pătrați individual, va avea o baie individuală unde se va asigura intimitatea, nu va fi o baie la comun. Toți deținuți va avea montat din partea administrației penitenciarului în televizor. Fosta blondă de la Cotroceni o să aibă același meniu de mâncare, la fel ca celelalte deținute. Poate însă să primească pachete de acasă sau să facă cumpărături la magazinul din incinta penitenciarului. Condiții mai bune ca în azile, orfelinate și spitale, spun cei din sindicatele ANP. Elena Udrea însă a criticat permanent în procesul din Bulgaria condițiile din arest. Mai mult, a fost una din strategiile pe care s-a bazat pentru a nu fi trimisă în țară. Sunt criticate în toate hotărârile date în Europa. Aproape nicio țară din Europa nu mai trimite înapoi niciun arestat din cauza condițiilor din arest. Deci instanța a spus că nu mai este nevoie, probele depuse arată clar condiția, dar nu ăsta este argumentul meu principal. Un argument respins însă de judecătorii bulgari care au decis ca ea să fie extrădată. Deocamdată însă decizia nu a ajuns oficial și la poliția română, care trebuie să se organizeze în zilele următoare și să o aducă pe fosta blondă de la Cotroceni, cel mai probabil pe cale terestră. Elena Udrea are de ispășit 6 ani de închisoare, condamnare din dosarul Galabut.